Da, într-adevăr, este o investiție foarte importantă pentru că realizează legătura dintre cele două capitale de județe, Suceava și Botoșaniu, și știm foarte bine ce înseamnă traficul pe acest drum. Este un drum pe care nu s-a investit de foarte mult timp și este vorba de o investiție de 68 de milioane de lei, care va fi finalizată în 4 luni de zile. După cum vedeți, lucrurile deja au demarat și dacă timpul ne ajută în această toamnă, vor fi realizate ce înseamnă realizată zona de infrastructură rutieră de a lărgi suprafața carosabilă și, bineînțeles, în primăvară să poată fi turnat covorul asfaltic. Este important de asemenea pentru că pe acest drum este aeroportul Ștefan cel Mare, un aeroport de care beneficiază atât locuitorii județului Suceava cât și cei din Botoșani și ne dorim ca accesul către această zonă, care este de asemenea în dezvoltare, știți foarte bine de proiectul de modernizare a aeroportului, să poată fi foarte facil și, bineînțeles, ne dorim ca prin aceste lucrări să crească gradul de siguranță a tuturor participanților la trafic.